Revin în funcția pe care am pierdut-o în 4 martie 2014, cu aceleași atribuțiuni. Voi fi managerul general al clubului, iar implicarea mea va fi la fel ca cea pe care am avut-o din 2004 până în 2014, cu pauza de rigoare pentru că am făcut o specializare la Unirea Urziceni. Perioada în care cred că ar dura prea mult să enumăr succesele pe care le-a avut această echipă. Steaua, actualmente FCSB, probabil că viitoare Steaua, dar nu asta contează absolut pentru toți cei care simt roșu-albastru, FCSB este Steaua. Care este motivul pentru care ați acceptat să deveniți din nou manager general la FCSB? Nu doar în debutul acestui sezon am fost low profile, ci și în marea parte a sezonului trecut, când am și plecat, m-am și întors, dar apariții publice nu am avut. În primul rând pentru că de astăzi sunt oficial, în al doilea rând pentru că patronul acestei echipe a hotărât să nu mai aibă apariții în spațiul public. Este o hotărâre pe care a luat-o, mi-a comunicat-o și trebuie ca acest club să aibă o voce, pentru că acest club are cei mai mulți suporteri din România. Legat de ce a spus mai devreme, Paul Andone de la Antena 1 vă întreabă de ce a luat Gigi Becali decizia de a face un pas în spate din viața publică. Calea pe care a ales-o Gigi Becali nu poate să implice și o asemenea activitate. Sunt probleme pe care le discutăm zilnic, dar nu cred că ar fi în regulă să fac public motivul. Știți foarte bine că este un om foarte credincios, care nu lipsește în nicio zi de la slujbă, nu vrea să mai apară, pentru că în momentul în care apare, indiferent de contextul în care vorbește, tot ar fi provocat să spună lucruri pe care nu dorește să le mai spună. Adrian Costeiu, ProTV, revenind la funcția dumneavoastră, concret, ce veți face? Ați spus mai devreme, ați enumerat, dar... Rezultate. Asta am făcut toată viața și asta vom face și de acum încolo. Rezultate bune, nu orice fel de rezultate. Puteți schimba ceva pe termen scurt și credeți că e nevoie de mai multă concentrare cu echipele din a doua jumătate a clasamentului? Nu. Pentru că deja echipa asta, înainte de a fi lovită de acest virus, a demonstrat că se poate concentra împotriva oricărui adversar. Era nevoie de un staff tehnic foarte echilibrat și profesionist. Iar de la venirea lui Anton Petrea și Thomas Neubert, lucrurile s-au cam rezolvat. Îl așteptăm și pe Thomas. Rar mi-a fost dat să ascult jucători cărora le este dor de preparatorul fizic. De regulă, preparatorul fizic este cel urât de jucători, pentru că jucătorilor le place să joace fotbal, nu să alerge sau să facă genuflexiuni cu greutăți. Dar toată lumea mă întreabă de Tommy. Au fost fotbaliști care n-au întrebat de colegii lor dacă s-au negativizat, ci dacă Thomas Neubert este negativ.